Vă salut prieteni, bine v-am regăsit, mulțumiri noilor abonați, noilor membri ai canalului, butonul alătură-te, am mai trecut o etapă și a jucat și rapidul, a jucat și CFR-ul, UTA, FC Argeș, deci echipe de tradiție, echipe importante, vorbim un pic despre ceea ce s-a întâmplat, dacă ne mai rămâne timpul mai băgăm așa și o amintire, dacă nu o lăsăm pe altă dată, nu? Ca să nu... Devenim plictisitori, așa că e și pe, pe duminică și na, mai, mai la mare unii care își permit, alții mai prin oraș, invitați la masă, mai o pomană, mai un priveghi, așteptăm să vedem ce se întâmplă sau acasă că mai sunt meciuri. Așa că, ce să zic, duminică plăcută și vouă. UTA, surpriza neplăcută a zilei de ieri alături de rapid pe alocuri, nu pentru că au pierdut din punct de vedere al jocului așteptam ce, ce drept, așteptam cu interes să văd Fece și pentru că au transferat 14-15 jucători UTA antrenor nou câteva transferuri eram curios să-l văd pe cheșerul după perioada în care nu prea a jucat și după vacanță E sirop de vișine să nu vă aud pe aia că e pe da? <coughs> de la răureni. Uta aici, după prima etapă, e alături de Mioveni. Un joc slab. Nu slab, foarte slab. Putem vorbi la fel cum vorbim la meciul de Mioveniului cu Hermașta de un prim gol făcut cadou în minutul 2 și automat că bă, un astfel de gol primit pe început de joc îți dă peste cap tot toate planurile, absolut tot, pentru că joci în deplasare, te gândești să în primul rând să treci de alea 15 minute de început. Presiunea gazdelor, a publicului primul meci, n rid, nu poate și o lipsă de agresivitate și te gândești să scapi de alea prime 15 minute de furia aia de început așa. Și nu se întâmplă pentru că dă unul pe lângă. Uta ce, ce mi se pare la nivelul primei divizii, mi se pare strigător la cer. Bă, nu poți să iei gol în prima divizie de la 25 de metri dintr-un aut. Bă, două și uitați-vă la să vede, sunt 25 de metri de unde bate ăla aut, bate în careu, fundașii central pierd duelul aerian, deviază ăla și vine unul și dă pe lângă minge. Dă pe lângă minge, nu că n ajunge, că i auzeam pe comentatorii aia, ieri, domne, n-a ajuns, nu. Dă peste minge, mingea îi trece pe sub picior, din aer, rețineți, din aer. Dacă nu poate să zică că a sărit, că aia trebuie să o nimerești și dacă e țuguiată mingea când cade jos și e în aer la jumătate de metru de pământ, 80 de centimetri, bă, trebuie să-i dai una să coboare înghețată. Să coboare înghețată mingea, să o trimiți la altitudine, să, când, când cade iar pe de atinge gazonul, să se spargă. Așa trebuie să degajezi. Ăla de pe lângă ea era să facă și întorsă de șold, să-i sară piciorul din articulație, săracul, o primă repriză la fundașul la săracul, de, ziceai că e legal la ochi și șchiop de un picior. Și e gol minutul 2. Bă, ce să mai nivel mental te rupe, planul tactic nu mai poți să-l respezi că te gândești să intri cu un 0-0 la pauză, nu? Sau să ții cât mai mult de 0-0 ăla și la pauză să vezi ce poți să schimbi dacă forțezi, dacă nu forțezi și lung gol minutul 2, ești dat peste cap, total, mai ales că ei cum îl iei și te afectează. Dar una peste alta, UTA n-a pus nicio problemă, absolut nicio problemă. Mi s-a portat o echipă blazată, plictisită, fără ambiție, fără... Ziceai că etapa, mai sunt două etape, ei sunt scăpați de retrogradare și, bă, trebuie să jucăm, că n nici nu retrogradăm Nici nu mai urcăm în clasament Suntem pe locul care suntem Și aici rămânem indiferent ce se întâmplă Așa mi s-au părut Ca să sintetizăm așa De partea cealaltă Piteștu Un joc bun dar Și aici de ce spun eu că nu e concludent Ce face Herman Stadu Ce face Mioveniu ce, face Rapi, ce fac echipele în prima etapă Pentru că astea sunt și cazuri Iar Craiova Coia la fel uh... Încă nu ai ritmul de competiție, se primești niște, niște goluri pe niște greșeli mari, te dau un pic peste cap. Pitești tu, da, dar începe bine, practic, ies pe teren și se face 1-0. Un boom de moral, de încredere, de liniște. Și atunci, normal că ăia, tu tot vii și cu ocazii, tot așa, niște ocazii pe niște greșeli personale incredibile să face și 2-0, n-ai practice, nu se pune problema din minutul 1 până în minutul 95, nu se pune problema nici măcar o secundă că poate reveni în joc, că poate egala, că poate reveni în joc, că poate pune probleme UTA. Deci un meci liniștit, fără istoric, cu toate că au și undeva un cădere, Miculescu ăla sau nu de la face o preluare în lateral, așa în care și iese din, din cadrul porții și dă din alnecare și o scoate portarul. Dar cam atât. În rest, nu prea. Și da, aia zic că ok, e bine pentru Pitești, sunt 14-15 jucători noi, pentru încredere, jucătorul ăla dă două goluri, tot așa un transfer nou, este de lăudat, acum și că dă ăla pe lângă minge, că nu dă, băi, acolo, e acolo și o bagă în poartă. Golul 2 o fază senzațională, Barcelona. Și o să revenim aici la Barcelona când vom vorbi de jocul rapidului. O, o fază cu 5-6 pase consecutive, să joacă la margine, ăla joacă între fundașii central și portar și vine pe colțul lung, pe bara a doua ăsta și o bagă în poartă. O fază superbă. Bravo lor! Bravo lor! Nu înțeleg de ce echipele astea trebuie să joace la 4, la 5, la 6 când încă e foarte cald. Bine, pe undeva înțeleg că e cu varul, cu duba de la var. Nu sunt decât două mașini de alea care să plimbă prin toată țara și atunci trebuie, sau trei mașini, că una ai de rezervă. Și atunci trebuie programate în așa fel încât să, să ajungă dintr-un punct într-altul mașinile alea. Am văzut și că intervine varul la al doilea meci al zilei. Deci, pun una peste alta, victorie meritată, fără dubii a Piteștului. Uta arată rău, rău de tot arată și mai au nevoie. Cheșerul dezamăgește, nu, eu la un moment dat, prin minutul 70 și ceva, am crezut că a fost schimbat la pauză. Deci, în prima repriză cred că a atins-o de trei ori și în a doua repriză cred că n-a atins-o mai deloc. Odată când e surprins în upside În rest cheșerul uh, pare un fel de alibec uh, În zilele lui bune Numai cu mâinile pe sus Ceartă pe toată lumea E nemulțumit Am văzut că primintul 30 Certase vreo 3-4 colegi Pe antrenorul Poenaru Să răstea la el La o pauză de aia de hidratare Primintul 20 ceva Nu știu ce explica uh, Nu știu După cum a jucat Eu l-aș fi scos la pauză Dar n a nici de altă parte, nici nu. Ăștia nu sunt prezenți în atac, nu prea beneficiază de niciun balon util, așa, doar mai aleargă să facă pressing și să-i certe pe deci mai trebuie să avem răbdare pentru că e prima etapă, totuși. Cel mai așteptat meci al zilei să joacă la Cluj, cel mai așteptat meci din mai multe puncte de vedere, pentru că CFR-ul venea după pierderea Supercupei, după rușinea din Champions League de îi elimină băieția cu patronul probleme mari de sănătate, cu antrenorul care rămăsese și încă a rămas antrenor doar pentru că are grave probleme de sănătate principalul finanțator. Rapidul, după un 7-1 în ultimul meci amical, vă dați seama în ce condiții ajung la meci. Cu o, o campanie de transferuri modestă din punctul meu de vedere și am mai spus de ce pentru că vin jucători care în niciun caz în ultimul an, în ultimul an jumate n-au fost titulari indiscutabil pe la echipele de pe unde au venit. Iar tu ai nevoie la rapid de jucători continuitate, jucători care au jucat, jucători care pot intra în primul 11 că așa să aduci rezerve. La ce te ajută, mai ales că s-au făcut și niște eforturi, bănuiesc, din punct de vedere financiar. Uh, Rapidul, toată lumea spunea că prinde Cluj într-o situație proastă și uh, din punct de vedere al rezultatelor și al, uh, al atmosferei care era la echipă. Uh, da, Clujul schimbă, ca de obicei, de la meci la meci schimbă 8-9 jucători, rămân veșnici Camora și Deac. Uh, indiferent de echipa care o aliniază Dan Petrescu și în rest apar jucători noi și atunci ok sunt afectați dar nu sunt la fel de afectați ca oia care au jucat la ultima rușine și aici am zis eu că să putea face diferența face diferența uh, din punct de vedere mental uh, din punctul meu de vedere nu se pune problema unui rezultat bun pentru Rapid decât în minutul 95 la penalti. Atunci, da, îți zici, bă, să poate la un punct. Un punct nemeritat, din punctul meu de vedere, dacă se obținea, pentru că Rapid n-a arătat nimic. N-a arătat nimic și acum vedem diferența între băieții ăia, care toată lumea rădea de ei că sunt amatori, că sunt slabi, da, erau slabi, dar vedem că încă avem mari probleme când o echipă fie ea mult sub valoarea CFR-ului, poate alerga 100 și ceva de minute și pune presiune și face pressing și încearcă să dezvolte jocul pe posesia lor și alergând mai mult își creează situații și chiar te bate. Aseară n-a fost cazul decât, cred că, ultimile. 10 minute așa. Când rapidul pune presiune, dar la fel ca întotdeauna pune presiune pe o, o retragere de asta nejustificată și o frică de rezultat. Pentru că asta se întâmplă la CFR acum. Dan Petrescu cu minutul 88 sau 89 se întoarce spre Bordeanu pe bancă și întreabă bă cât mai e. Frica pentru că au luat gol uh, cu sepsi. Târziu au luat gol târziu și în prima repriză și în a doua repriză cu băieții în Champions League în preliminarii și apare automat o teamă de asta de, de rezultat. De a nu fi egalat. Și când se teamă la fotbal de ceva să și întâmplă, mă așteptam să gestioneze altfel. Dan Petrescu, eu credeam că din minutul și chiar vorbeam cu, cu niște prieteni cu care am văzut meciul, Mă așteptam ca minutul 85 sau când a întrebat pe bancă și a zis ăla că mai sunt 3 minute, bă, să stea la, la marginea terenului să urle în continuu. Să încerce să-i să motiveze un pic, să-i scoată pe din starea aia așa de, de teamă, de hai cu curul cât mai îmi poartă. Mă așteptam să reacționeze cumva. Probabil nici Dan Petrescu nu mai e Dan Petrescu ăla de acum 2-3 ani. Din ce motive și Cauze și astea nu le știm, dar bă, trebuie să ai o reacție. Trebuie să ai o reacție, mai ales că ai 1-0. Ai 1-0, minti 90 aproape. Bă. Și știi ce ai pățit în ultimele meciuri. Atunci nu poți să stai pasiv așa pe bancă. Mi s-a părut așa, un pic... Nu știu. Un pic prost gestionat momentul. Pentru că, bă, atunci au oia cea mai mare nevoie de tine. Când e nasol, când tu simți ca antrenor că, bă, e groasă, ăia ne cam domină, avem frică că am luat goluri pe final, dămești tot timpul în ultimele partide și atunci trebuie să faci ceva. E, el nu face acel ceva și vine golul, uh, golul, auzi, penaltul rapidului din nimic, care e, uh, jucătorii îl văd, îl simt, îl cer, arbitru nu, nu iese minge afară și de, după un minut oprește jocul, se duce la marginea terenului, verifică, eu nu înțeleg, bine, probabil sunt normale nesincronizările astea, bă, îl chem la, la margine și nu are semnal monitorul, pe la margine acolo și vede sigla aia cu var, pe stă la margine și ne arată o fază cu 8 un posibil offside cu o pasă în adâncime de unde pleacă faza faza aia de penalti când îl lovește mingea pe la în cot nu arată doar într-un singur unghi pormă iar stă ăla acolo să uită la siglă ai părea așa de cascadorii râsului să dictează penalti și din păcate ratează albul. aici îmi pare rău pentru albul pentru că e un jucător care merita mai mult, merită mai mult. E un jucător care se pregătește bine, un jucător care ajută echipa, care marchează de regulă din penalti. În schimb, mă bucur pentru Bălgrădean, pentru că l au scos ăștia din poartă în ultimile 4-5 săptămâni, în fiecare articol și în fiecare zi. Să caută portar, negociem cu ola, mamă, nu vine portar, mamă, ce ne facem? Păi și ce ne facem când două, două partide apără două penaltiuri? Și hai să fim serios cu golul ăla care el respinge mingea, vine mingea așa, golul 2 cu băieția, o respinge în tușe, în lateral, nu în tușe, nu urmărește niciun fundaj, dă ăla în fața porții, o respinge iar, că dacă nu o respinge o bagă altul în poartă și iar nu, nu urmărește niciun fundaj, nu, și vine ăla la 3-4 metri și o împinge în poartă. Și am auzit pe toți ăștia pricepuții, in, uh, inclusiv pe marele priceput de la Bălăcești, oracolul de la Bălăcești, acum să pricepe și la tactică și la că e un specialist, e un uh, CTP fotbalistic și ăsta, uh, și ne spune cum a greșit Bălgrădean și bă, vezi zis mă, de sarmale, de epoca comunistă, de alte lucruri, că fotbalul e grele. Uh, ne spune care o să fie cel mai bun fundaș, cel mai bun atacant, uh, le vede, pe toate le vede. Și așa mai departe. și mă bucur pentru Bălgrădean Acum trecând la rapid și Clujul redevine echipa aia, parcă exceptând ultimele minute, când dă un gol, să bagă cu curun, poartă pe urmă și pune probleme așa la faze fixe, păcât un contraatac. Mă bucur pentru Petri la iar că face un joc bun. După ce ratează penaltii și şi... toată lumea îl vedea căzut joacă că trebuie să joace că și vârsta și joacă altă echipă decât cea din Champions League și atunci bravo lui, bravo lui, un jucător tânăr, un jucător care mi îmi place foarte mult. De partea cealaltă nu înțeleg și am comentat și la meciul Craiovei, Bamb etapa cu numărul 1. Jucător cu probleme musculare. Întinderi, contracturi, rupturi. Băi, că este incredibil în fotbalul profesionist, da? Preparatori fizice, puls, teste, redalea, uh, acidul lactic uh, din ureche, din deget, din uh, N metode, de totul computerizat, științific și așa mai departe. E și la Craiova, în timpul meciului se accidentează ăia, fac cărcei, întinde și Ia la rapid, doi jucători în primele 20 ceva de minute, că al treilea ăla e cu întorsă și nu o punem aici. Aici e o mare problemă și, ca să știți, așa, accidentările musculare uh, apar ori la supra-solicitare, nu? Ori la un organism prost antrenat care cedează, are limite. Ori e pregătirea făcută prost, dozată prost și ăștia ajung obosiți la startul campionatului. Pentru că de viața invizibilă nu vorbim în prima etapă. Că au pierdut nopți, că s-a că acumulat oboseală, că au fost la gagici, la masaj, la femei și la... Unde au mai fost? Hai să fim serioși. Că nu poate fi vorba decât despre o pregătire fizică precompetițională prost făcută. Prost dozată, prost concepută, prost. Prost pentru că, băi, e etapa cu numărul 1. nai, ai ce să. Nu e oboseală, nu e. Și hai să fim serioși că între meciuri sunt vreo șapte zile în cele mai multe cazuri. Cele mai multe dintre cazuri. Hai că hai să o mai lăsăm și cu oboseala aia că nu e chiar așa nici cu oboseala. Aici e problema doar de cum a fost făcută pregătirea fizică înaintea începerii campionatului. Și cred că a fost făcută prost. A fost făcută prost că ți se accidentează doi jucători și mai sunt vreo doi cu cârcei în prima repriză. Deci, aici cred că cu toată admirația pentru Mutu, echipa lui de acolo tehnică, cred că e o problemă. Și o problemă mare. Iar e, trebuie să le dea de gândit. Pentru că Rapidul nu are un lot tânăr nu are un lot numeros și valoric nu prea e ce trebuie. Mai ales că obiectivele să anunța fi mărețe. Bă. Vedem ce înseamnă și lipsa lui Săpunaru eu în centru defensivei, că i auzeam pe unii că, domne, mai bine că nu joacă Săpunaru, că are o vârstă, că, bă, nu știu dacă e mai bine, eu cred că e mai rău. Pentru că, cu toată vârsta lui, să e o piesă importantă în lotul și în primul 11 a rapidului. Dar vom vedea. Deci sunt curios să văd următorul meci cu Steaua în Giulești. Public a fost și acum, ai că rapidul a jucat ca acasă. Pentru oia la Cluj ce galerii au. Și au cântat 90 de minute, bravo lor. Să vedem meciul din Giulești. Cu steaua care o steaua Așteptăm să vedem și primul lor meci oficial. Vine după niște meciuri amicale cu adversari de duzină, iar cel mai important test al lor a fost cu o echipă de divizia B, nou promovată din divizia C, Oțelul Galați, care le-a pus mari, mari probleme. Mari probleme le-au pus pe organizarea jocului, din punct de vedere al agresivității. Ai cu o echipă mai cu calitate, îi bătea rău pe. Pe steaua în meciul amical Dar niciun amical Nu seamănă cu un oficial Sau un meci de pregătire Ca amicale nu mai sunt Ați văzut ce agresivitate a fost și Cerin Cred că steaua are probleme Pentru că și-a Și-a gândit prost Planul de pregătire Cu meciurile alea de pregătire Cu adversari care au câștigat 5-6-0 Și nu le-au pus nicio problemă Iar când au jucat cu oțelul Galați A băgat în ședință și nu le-a mai dat nici zi liberă O echipă Nou promovată la Divizia B. Deci, la fel ca în cazul Rapidului, ca în cazul Craiovei, cred că sunt probleme de. Da, cred că sunt probleme de. Con... Ce? Nu, de... de. Da, practic cum... cum faci planul de antrenament, cum îl pui în practică cred că de programarea antrenamentului, de concepție, de conceperea antrenamentelor, cel puțin cele fizice și de parametrii în care, la care vrei să ajungi la prima etapă, pentru că nu poți nici să gândești planul de pregătire să prinzi uh, vârful de formă în etapa 5-a, 6 -a. Dar nici nu-l poți concepe să fii maxim în prima etapă și atunci cred că poate fi vorba de o întârziere de o săptămână, două, că unii zic domne sacrificăm primele două etape dar pe urmă suntem pe un platou de formă că e important să nu fie așa, da? e important să urci aici și s-o duce așa cât mai mult și pe urmă spre final ai o ușoare cădere. Ăsta înseamnă platou de formă, adică să, urci, să pleci de aici, urci un pic, o duci drept și să ai o scădere mică spre final. Când poate ți-ai îndeplinit obiectivul, dar asta o poți să o mai jonglezi pe urmă. Dacă ai nevoie iar în ultimile 4-5 săptămâni de, eta de victorii, de ești în obiectiv și trebuie să te ții acolo, o sucești atunci din pregătire, din ciclul la săptămânal să mai ții sus un pic. Bine, depinde de accidentări, de, de adversar, de accidentări, de încărcătură, de multe lucruri. De nivelul de oboseală, dar un preparator fizic bun ți-o ți -o face, ți-o ține. Da, aia zic că încă e de vreme, dar primele impresii așa sunt proaste pentru rapid, pentru mioveni și pentru utarad. Să vedem. Să vedem și celelalte echipe. încă nu putem să facem așa o analiză. Poate vorbim așa de strict pe rezultat și pe ceea ce am văzut după ultimul meci al etapei să le luăm pe rând așa un pic și să vedem care, cam ce părere avem. Până atunci ce să zic? Ne-am întins la vorbă iar să aveți o duminică plăcută rămâneți oameni și nu uitați fiți bune azi, fiți bun mâine că până la urmă ne-o vedea și pe noi cineva. V-am pupat toate cele bune.